Stefan, salutare! Crăciun fericit! Salut, brother! Ce faci? Suntem live? Da, suntem live. Ce să fac? Vorbește frumos. La mișcare, trebuie să-mi reglez accentul. Am ieșit la mișcare cu prietenii mei necunoscuți. Adică da? Cei mai proaste prieteni pe care mi-am făcut. De ieri până astăzi. Când suntem 7 și mai vin 2 mașini. O să fim 10 ieși. 10 ieși. Dar ce faci? Ce ți-a venit cu provocarea asta, cu alergat? Nu mi-a venit nimic, fii atent cum a fost. Am venit la alergare eu și cu vărâmiu. Și i-am spus, bă, fă-mi o fotografie cu biserica în spate, să îndemn oamenii să nu mănânce numai chișcă și cârnați, să mai iese și la alergare. Dar a fost așa o idee de moment. O spontan. Am pus-o pe Facebook, 2500 de like-uri și a doua zi m-am trezit cu 14 oameni. A doua zi fiind 4 grade jumate, astăzi e mai frig, astăzi fiind vreo 10. Dar nu-i cunoșteam, din 14 cunoșteam doar 2, pe Vărâmiu și pe Andrei. A, Andrei și Pădurele, da. S-o strâns lumea și am făcut o haită de oameni, un trip de oameni și mergem până pe câmp, alergăm, strigăm. Da, 14. Da, mergem la alergat toți. Uite acolo. Bag-ne live. Uite. Băiețul ne-a cunoscut ieri, uite să spun ei. Dar vă și din Botoșani au venit? Mi-a venit din Botoșani, vreau să vin și la Bacău. Vin acum încă două mașini de la Rădăuț. Mai stăm puțin, să-i așteptăm. Stăm? Cu traficul. Stăm? Spor, max. Hai, gata, băieții! Spărtăi! Au! Hai, te prind o dată când strigă cum trebuie. Ești live? Da, de 5 minute. Ce de arăgut, dar nu mai aud nimeni. Suntem pe Povinea News. Suntem și Povinea și pe ceilalți oameni să iasă la sport. Spartan! Au! 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 Spartan! Au! 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 Trebuie să-i slujbă în biserică. Da, fiecare cu slujba lui. Fiecare cu slujba lui. Stai mai să treci, mai are de venit, mai este de venit cineva. A, dar nu vii frică de COVID pe aici? Nu, reguli, ceva de distanțare, COVID, nu, nicio șansă pe aici. Păi la sport n-ai cum să alergi cu mască, este imposibil aproape să alergi. Deci, acum ca să înțelegeți, cum alergi cu mască. E contraproductiv. Uite, să-ți vorbească, faci. El este antrenor, este campion mondial din Italia și o să ne conducă astăzi antrenament. Stefan, spune tu cum e, nu poți să alergi, e posibil să alergi. Păi nu, cu mască nu poți să faci activitate fizică pentru că inhal CO2 și nu este benefic. Eu ca și antrenor lucrez cu mască de dimineață până seara, dar clienții mei niciodată nu poartă mască. Hai să încălzim puțin gleze, eu să-mi pun scot. Ok, încă de data asta ușor, ușor, brațele deportate, genunchi în afară, genunchi în afară. Ok, așa, încă de data asta ușor, ușor. Înțin glezele și călcurile să atingă pe pământ, călcurile să atingă pe pământ. Sunt glezele că se încălzesc, da? Doar puțin, de data asta ușor. Acum deschidem brațe drept de 5 ori. Mă uitați, 1, 2, 3, 4, celălalt. Fixez stângul și 1, 2, 3, 4 și 5. Ok, hai să facem puțin alergare cu loc. Ținem la piept. 10, 9, 8, 6, 6, 5. Mai vin, mai vin.
standard laterală. Rămânem aici. Ideea e să ating cu toată laba piciorului și cu piciorul de aici. Să fie în contact. Rămân aici, fac mici mișcări, mici cercuri cu piciorul ăsta. Încercăm să nu desprind picioarele cu pământ. Da? Piciorul să rămână în contact. Deci mai mici cercuri. Simți gleza aici cu doare, pioara anterior, normal. Și mută pe celălalt. Piciorul aici cu partea rază. Mai drept, nu mă mișc cu locul, dar nu mă mișc prea mai drept, mișc doar bazin. Doar bazin. Ok? Sala. Șase ani. Ce vreți? N-ai murit ieri? Și gâtul dreapta, vă uitați maxim la dreapta, când v-ați uitat la maxim, după aia cu ochii încercați să vă uitați mai în dreapta și vedeți că gâtul se mai rotește în câteva centimetri. Stânga, care se încărcă și pe ea, după aia cu ochii. Stai că mai bine o mașină să pleacă la noi. Cum? Mai stăm. Stăm ceva minute, dar mai bine să încălzim ceva aici, să intrăm în flux. Ah, ok. Cât e ceasul? 34. Mai stăm 2 minute. Stați să înțelegeți. După aceea. Mâinile peste, nu? După aceea, ca să încălzim. Sunt morale de 5 ori. Bătăm înapoi în semescot, deschid, iertu, spate drept. Un pic sus, 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 sus. Semescot. Să lăsați presiune și gotul să împingeți genunchiul în afară. Să sulteți glezna în partea asta că se lungește. 5 într-o parte și mai aduce 5 parte. Gotul împing, împing și deschid. Împing și deschid în afară. De ieri care ați fost ieri, cine nu poate rămâneți în spate, nu e obligatoriu să vă țineți de noi, nu o să alergăm foarte tare, dar dacă nu puteți, nu alergați ca să vă faceți rău, am venit ca să ne facem bine. Strigați după mine, răspunsul știți, nu renunța la visurile tale, răspunsul este, cine spune? Lupt pentru visurile mele și Spartan au, 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 dacă vreți și voi să strigăm ceva după voi, eu sunt în cor, deci nu știu, vreți să improvizați ceva? Să strigați voi, inventați și voi strigăm cu toți. Bine? Voi atât cu noi, mare? Parchează acolo. Nu cred că ne cunoșteți. Facem o repetiție, da? Ieri ne-am încălcit puțin când am, când am dat răspunsul, dar astăzi o trecem, mă, ca armat. Nu renunța la visurile tale! Lupt pentru visurile mele!
Spartan! Au! 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 Am atât. Deci dăm bătaie, da? Mai vine o mașină, mai stăm după ei, nu. Hai că luăm ușor, da? Spartan! Au! 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 Hai la treabă, că a pus zi treabă. Hai, hai!
dimineața, spor. Dragii mei, bună ziua! Azi ești dumneavoastră. Eu am crezut că nu sunt chiar așa de mulți nebuni cu ghilimele de rigoare care se ia după capul Ștefan Mandache, dar se pare că așa un grup acolo de 20 de persoane tot a avut domnul Mandache în această dimineață, l-a alergat prin noroi. Eu m-aș fi dus după el, dar ați văzut că eu alergam cam în același ritm și țineam și gimbalul și telefonul, deci e clar că sunt mult mai bun decât ei și n-are rost să... Nu vreau să-i minusez, tinerii au timp să mai crească. Eu mă duc la linia de sosire acum, lângă Biserica Sfânta Ecaterina. E destul de frumos să alegi pe vremea asta. Dacă puteți să o faceți, faceți-o, dacă nu, nu. Dacă vreți să stați acasă și să mâncați o prăjitură, stați acasă și mâncați o prăjitură. Ce faci, măi cățel? O hală aici, undeva pe stânga, și un cățel săracu care de-abia așteaptă să fie mângâiat. Nu m-am bijuterii, ce să mai construiești aici în mijlocul câmpului, n-ați văzut așa ceva. Ce faci, drăgălașule? Ce faci, mai frumoasă? Ia uitați-o pe prietenul, ce faci? Ce faci, băiatul? Ce faci, băiețul? Ia uitați-o aici bijuterii cât de cățel. Uite-l cât e de frumos, ia. Ce faci aici? Păzești? Dogu de tine. Da, uitați-o și dumneavoastră ce se face. Mă bucuros el, sărăcuțul. Dragii mei, aici din câmp, undeva de unde sigur în scurtă vreme va fi ceva comercial, niște hale imense care se construiesc aici, nu știu despre ce e vorba, dar foarte mulți v-am băgați. De mijlocul câmpului, de la Sfântul Ilie, Șcheia, Suceava, vă urez să aveți parte de un weekend minunat și încă două zile de Crăciun care am rămas. Dumnezeu să fie alături de domniile voastre. Numai bine!